În România există în prezent 56.295 de unități sanitare, de la spitale, cabinete și clinici de specialitate, la farmacii și laboratoare de analize, iar dintre toate acestea, 75% sunt private, potrivit unui studiu al Institutului Național de Statistică. În ceea ce privește policlinicile, centrele și cabinetele medicale de specialitate și cabinetele stomatologice, 90% dintre acestea sunt private. De asemenea, anual, în sistemul privat de sănătate ajung peste 5 milioane de pacienți. Potrivit Institutului Național de Statistică, dezvoltarea sistemului medical privat s-a extins de 60 de ori din anul 1997 în ceea ce privește unitățile medicale și personalul angajat. Așa se face că până în anul 2014, numărul paturilor din unitățile medicale private a crescut de la 63 la aproape 5800. În același timp, paturile din sistemul public s-au împuținat de la peste 160.000 la aproximativ 125.000, ceea ce înseamnă o scădere de 24%. Datele mai arată că în 1997 existau doar două spitale private, iar acum numărul lor a ajuns la 161. În același interval, sistemul de stat a închis 50 de unități, ajungând la 366, ceea ce înseamnă o scădere de 12%. O situație similară se întâlnește și în cazul personalului medical, numărul medicilor care lucrează în sistemul privat crescând cu peste 20% ca pondere din totalul medicilor care lucrează în România, inclusiv medici de familie și stomatologi.